8 noiembrie. Toate lucrurile lucrează împreună. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Romani 8:28. Inima predată disciplinării înțelepte a lui Dumnezeu va avea încredere în orice activitate izvorâtă din providența sa. Dacă Dumnezeu ar lăsa pe fiecare să facă ceea ce dorește, atunci ar fi cultivate îngânfarea și mândria și harul umilinței n-ar mai fi prețuit în inimă. Cultivarea adevărului este posibilă numai pentru acei ce sunt cu adevărat umiliți. Lucrurile pe care am dori atât de mult să le facem pot deveni realitate după ce Dumnezeu ne-a pregătit pe noi în școala experienței. Și printre marile binecuvântări se pot socoti și lucrurile pe care nu am avut privilegiul să le facem, deoarece ele ar fi barat drumul spre înfăptuirea altora care ne-ar fi pregătit mai bine drumul pentru o muncă mai înaltă. Împlinirea cumpătată a datoriilor drepte ale vieții era esențială pentru prevenirea strădaniei neroditoare, de a face acele lucrări pe care nu trebuia să le facem. Planurile făurite de noi de multe ori cad, pe când cele pregătite de Dumnezeu pentru noi ar avea succes de plin. De-abia în viața viitoare vom vedea încurcăturile și explicația încurcăturilor și misterele vieții, care au deranjat și dezamăgit speranțele noastre neîntemeiate. Vom vedea că rugăciunile și speranțele pentru anumite lucruri care ne-au fost oprite se vor număra printre cele mai mari binecuvântări. N-ar trebui să așteptăm toată fericirea în această lume. Nori și furtuni se vor aduna asupra noastră și trebuie să fim pregătiți să privim țintă spre locul unde am văzut lumina ultima dată. Razele ei pot fi ascunse, dar ele există totuși și luminează în spatele norului. Partea noastră este de a aștepta, a veghea, a ne ruga și a crede. Vom prețui mult mai mult lumina soarelui după dispariția norului. Vom prețui salvarea lui Dumnezeu dacă credem în el la fel în întuneric ca și în lumină. Toate probele, toate încercările, toată pacea, toată siguranța, sănătatea, speranța, viața și succesul sunt în mâinile lui Dumnezeu și el poate să le conducă spre binele copiilor săi. Este privilegiul nostru să fim rugători, să cerem orice și totul de la Dumnezeu, supunând cerințele noastre ascultării de scopurile sale înțelepte și de voința sa nemărginită. Fii credincios până când Domnul va veni, mereu să fii credincios. So.